Gata, o pauză, băieți, bravo! Stop! Dragi telespectatori, bună ziua sau bună seara, alături de Maiana Mihailă, suntem în satul Ivanovca, raionul Hâncești. Astăzi este mare sărbătoare în sat. Nu-i ziua primarului, nu. Dar o familie de gospodari, o familie de oameni de omenie care am venit să-i surprindem. Și faza cea mai tare este că și soțul și soția astăzi fac frumoasa vârstă de 70 de ani. Doamne Dumnezeule! Și 66. Și 66. Surpriza vine din partea fiicii care este stabilită în Irlanda. Exact. E trebuie să aterizeze, că e cu avion privat, așa? Da. Iată, aici chiar avem și pista de aterizare. Pista de aterizare, așteptăm să vină fiica și mergem să vedem cum o să reacționeze părinții. Tot aviat. Eu le-am spus la oameni că tu vii cu avion privat. Zi-mi, te rog frumos, ce înseamnă pentru tine această zi? Ziua la părinții mei e o zi specială. Amândoi sunt într-o zi, tata are 70, mama 66, dar specială, pentru mine e o zi specială. Și cadoul i-a dus tocmai din Irlanda? Cadou voi te-ați artiștii, cel mai bun cadou. Și cum crezi, părinții își dau seama? Că e că de felul ei, eu mă văd întrânsa și ei se vede mine. E nebun de cap, Doamne ferește. Își dau seama că o să fie o surpriză. Își dau seama că vine Mariana, precis, dar și el nu-și dau seama. De obicei, Nelia este cunoscută, mai ales în Irlanda, acolo unde este stabilită cu familia, că de obicei aduce concertele acolo în Irlanda. De data asta a zis că, băi, o mamă și un tată am, ce-ar fi să facem un concert acasă, la casa părintească? Bună ziua, stați o secundă, vă rog. Stai, omule, oleac, vreau să te întreb ceva. Familia Croitor, unde trăiești? Mai înainte. Dar poți să-mi arăt? Nu, că e departe încolo. Dar eu dat unde duci? Deci unde azi zi la mulți ani, câteva lor din astea, greb. La mulți ani. Și cântă-le un cânt frumos de sănătate, de bucurie. Nu putem cânta, mai avem vreo. Gata, am ajuns la poarta gospodarilor. Ei, cu siguranță au și oaspe. Iată, oaspe deja filmează. Păi este, am pregătit restul de vaselii. Bună seara, bună seara, Doamne Dumnezeule! Bine v-am găsit! Aniversarea de 70 de ani! Aniversarea de 66! Să fii sănătoși, multă dragoste, o vine munca! Așa un buchet frumos special pentru dumneavoastră. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, soții Croitoru să trăiască, la mulți ani trăiască. O dată frumușel, o dorință comună și una separată. O, ia ca așa, dar cei separați nu știe. Așa e separată, numai ești știi, Sara, când ați duc tătul ăsta acasă. Da. Hai la urechiuș, ia spuneți câte o dorință, la urechiuș. Bun, acum, în aplauzele voastre, suflați în tortul de sărbătoare. Și numărăm cu toții. 3, 2, 1 și... Este aplauze. Eu mai țin un buchețel, pentru că mai este o omageată. Doamna Valentina este de data asta, că anul trecut am fost și doamna eu. Valentina, veniți încoace. O felicitești pe doamna Valentina. Aplauze și mulți ani, mulți ani și pentru doamna Valentina. Dar cine să trăiască? Și am înțeles, dar ca și pași trebuie să oprim 50 de ani, ceva bun. Nu mai decât. Dar ce își dăm? Pentru și în sănătate. Și râd.
și nu știu și eu femeie sau și un bicșor de și la mulți ani. Vila mei, Iura! Dragii mei părinți, nu mai trăiesc în mijlocul vostru, dar vă iubesc la fel de mult și mi-e dor de voi enorm. Mie mi-a dat Dumnezeu cei mai buni și frumoși părinți. Să vă dea Dumnezeu sănătate și multe bucurii. Vreau să vă fiu alături și eu, așa cum ați fost voi lângă mine și m-ați sprijinit necondiționat. Vă iubesc la infinit. Cu drag, din depărtare, fica Nelea. Și mai avem aici o surpriză frumoasă, special pentru omagiații noștri. V-ați așteptat că o să vină fiica acasă? Omul plânge și de bucurie, plânge și de scârbă, cum a spus. Acum am înțeles, deși Nălea stimi de singură. Tot ce înseamnă respect, punctualitate, Nălicica. Felicitări ție că ai venit acasă după 3 ani. Ce emoții aveți acum? Ce simțiți acum? Ce dorești părinților? Sănătate. Și m-au întresc, m-au crescut. Спасибо, Nelia, за подарок. Prima profesoară. Dacă m-am înșerbântat, nu mă țin din păcat. Exact. Alexandru Lozanciuc a scris această melodie frumoasă și să... Ce ați spus încă o dată? Da. E iubimii moi piveți. Iată, acest iubimii vași piveți e după poartă. Și a venit să vă cânte! Chiuiale! Foc, sus, sus! Surpriză pentru mama! Știu greșit că toată lumea mare nici o floare nu părește așa. Vă doresc sănătate, fericire, pace în casa voastră, cu familia, cu Irlanda, cu tot satul, cu toți. Și doresc una, principal, să ajungi la 101 ani și tot eu să vin să vă cânt. Iată așa! Să vă adiați, hai, la revedere, pa!